Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura în Imagini. Iată că astăzi intrăm puțin în universul cărților, iar pentru a vorbi despre această lume fascinantă care ne ajută să ne lărgim orizonturile de cunoaștere, ne aflăm la Biblioteca Județeană Cristian Tel, iar alături de mine se află doamna Olimpia Bratu, directorul acestei instituții. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația și pentru că astăzi ați ales să discutați cu noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru că ați pătruns în instituția noastră și să vorbim publicului dumneavoastră despre activitățile care se desfășoară în Biblioteca Județeană Cristian Tel. Știu că aveți foarte multe parteneriate, sau nu atât de multe cât eu știu să zic așa, fructuoase, pentru că sunt destul de interesante și pentru elevi și pentru oamenii din județul Gorj, cei care vor să participe la ele. Și mă refer aici la unul dintre ele, cel cu Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Sunt acele spectacole de lectură. Spuneți-mi cum a venit această idee și ce impact a avut evenimentul? Da, aceasta este doar una dintre activitățile pe care le desfășurăm. Ideea a pornit de la o discuție pe care am purtat-o cu domnul Marian Negrescu și pe toate ideile bune, cred că vine așa din discuții informale. Și după această întâlnire am concretizat într-un proiect această discuție în care am implicat voluntarii Centrului Europe Direct din Biblioteca Județeană Cristian Tel și din partea teatrului actor și regia este asigurată de regia spectacolelor de teatru lectură care au fost realizate până acum. A fost asigurată de domnul Ioan Alexandrescu. Dacă nu mă înșel, proiectul se derulează pe parcursul unui an. Da, am început anul trecut, când la nocturna bibliotecilor, în 23 septembrie, și a fost o interpretare de excepție a Scrisorii pierdute, a lui Ion Luca Caragiale, foarte frumos și cu impact la publicul spectator. Acum trebuie să spun că noi vrem să ne adresăm zonei de tineri, de adolescenți, să-i facem să ajungă la lectură și într-un alt mod, da, să redescopere și să redescopere literatura românească, un clasic al literaturii, pentru că până acum, în cele patru reprezentații care au avut loc, da, Caragiale a fost dramaturgul care a fost pus în scenă, dacă pot să spun așa. Scena fiind sala de lectură a Bibliotecii Județene și spectatorii fiind cei care și-au dorit să participe. Din păcate, ora este destul de târzie și spun din păcate asta pentru că acești tineri entuziaști și frumoși care sunt voluntarii noștri au ore până foarte târziu, ore la școală și atunci și nu vrem să interferăm cu programul lor, nici nu ar fi normal. Așa încât sper că dacă această emisiune va fi urmărită de cât mai multă lume, la următoarea reprezentație să devină neîncăpătoare sala de lectură. M-aș bucura foarte mult. Când va avea loc următoarea reprezentație? Probabil în aprilie, cam din două în două luni am oferit un spectacol. Lectură. Da. Spuneți-mi ce alte proiecte mai derulează biblioteca, pentru că spuneați că este unul dintre ele. Da. Chiar și astăzi, la ora 3, avem un proiect interesant. Astăzi este 8 martie. Profit de ocazie să felicit pe toate doamnele și domnișoarele din comunitatea noastră. Și la ora 3 avem un spectacol, este Teatru Forum, pardon. Am rămas cu teatru. Este o metodă de educație non-formală care vrea să discute despre egalitatea de gen, de fapt. Într-un mod în care cei care vor fi în sală se vor putea implica. E o manieră interesantă de
abordare și colega noastră care se ocupă, Roxana Ungureanu, s-a mobilizat și de asemenea cu voluntarii bibliotecii a lucrat foarte mult și sperăm că cei care vor fi astăzi vor înțelege mai bine și problemele legate de egalitatea de gen și vor avea o experiență plăcută și ce am vrea cel mai mult să obținem ar fi implicarea publicului, că de fapt acesta este mesajul. Da, pentru că problemele, dacă ele există și se identifică între cei care participă, pot să fie mai ușor conștientizate și de ce nu depășește niște bariere și niște clișee care încă ne există. Dau bătăi în... de cap, să spunem da, așa. Nu sunt o feministă neapărat, dar diferențe există, care sunt legate în special de mentalitate. Aici trebuie să schimbe lucrurile, că în rest toate celelalte, administrativ și așa mai departe, sunt asigurate. Pentru că vorbim de mentalitate, aș vrea să îmi spuneți dacă această lipsă oarecum a interesului față de citit, pentru că se discută tot mai des da. Într-o era tehnologiei, că există această lipsă a interesului, aș vrea să-mi spuneți dacă și acest lucru considerați că ține de mentalitate, pentru că nu știu dacă nu neapărat poate există această problemă, dar nu este la fel de mediatizată ca la noi în România. În schimb, la noi se pune foarte mult accent pe acest lucru, că tinerii nu mai citesc sau citesc prea puțin față de generațiile anterioare. Dumneavoastră sunteți aici în lumea lor, în mediul lor. Spuneți-mi cum vi se pare. Există într-adevăr acest dezinteres sau este pur și simplu, eu știu, un marketing însă negativ care nu știu ce vrea să scoată în evidență? Mă bucur că mi-a spus această întrebare, pentru că din totdeauna am considerat că este un lucru insuficient de bine documentat, ca să spun așa. Nu vreau să fac aprecieri de altă natură. Dar se citește, iar tinerii citesc foarte mult. Pentru că trebuie să vă spun că la sfârșitul anului trecut, un procent de peste 70% dintre utilizatorii serviciilor noastre tradiționale, cele de bibliotecă, este acoperit de tineri și de copii, atunci cum nu se citește. În afară de asta, atunci când se fac aceste sondaje, aceste barometre, se merge foarte mult numai pe, se merge pe întrebări de genul dacă ați fost la bibliotecă pentru a citi. Oamenii nu vin numai la bibliotecă să citească. Da, deci suntem utilizați, dar chiar cred că se citește și trebuie să ne mai gândim la un aspect. Acestea pot fi cuantificate în statisticile pe care bibliotecile le pot da. Dar tinerii împrumută cărți unul celuilalt. Tinerii au propriile biblioteci acasă. Eu cred că este o falsă problemă că nu se citește sau că generația noastră citea mai mult decât generațiile care vin din urmă. Cred că aceste lucruri pot fi demontate cu ușurință dacă cei care ne privesc vin la bibliotecă. Pentru că aici tot timpul o să vedeți tineri, că despre ei a fost întrebarea, așa încât nu trebuie să ne temem de asta și nici de tehnologie nu trebuie să ne temem. Nu trebuie să ne deranjeze dacă se citește, indiferent ce se citește, că citești de plăcere, că citești să te informezi, că citești să-ți completezi educația. Dar important este să citești. Se citește și acum trebuie să înfruntăm cu seninătate până la urmă și să acceptăm faptul că tehnologia ne va schimba viața. Plus că tehnologia permite și posibilitatea de a citi anumite cărți în format exact. PDF, cum este acum, mă rog, în format electronic. Sunt formate speciale, da, sunt e-readerele, cele care permit lectura într-un mod foarte apropiat de lectura de pe o carte tipărită. Deci eu cred că încă se citește. Și nu aș vrea, este procentul care caracterizează România de foarte multă vreme. Biblioteca Județeană are și un număr impresionant de volume. Da. Aș vrea să vorbim puțin și despre istoria ei, așa,
câteva firicele de istorie, să spunem. Pentru că a fost o istorie destul de frumoasă. Știu că a pornit totul de la o donație de carte, care, mă rog... Da, biblioteca noastră a luat ființă, cum probabil multe biblioteci din țara asta au luat ființă și poate și din lume. Au pornit de la o inimă generoasă. În cazul nostru a fost Alexandru Tel, nepotul generalului Cristian Tel, care a lăsat comunității din Târgu Jiu biblioteca sa. Și acesta este nucleul din care se dezvoltă ceea ce cunoașteți astăzi sub numele de Biblioteca Județeană Cristian Tel Gorj. Noi, de-a lungul timpului, am dezvoltat această donație și colecția bibliotecii care a pornit de la această donație și au mai fost și altele ale în perioada interbelică. Și am ajuns astăzi la 315.000 de volume pe care le punem de documente, pe care le punem la dispoziția tuturor celor interesați. Ne adresăm comunității din Târgu Jiu și comunității din județul Gorj deopotrivă. Și cred că nu ar fi momentul să fim modești, dar avem o colecție frumoasă, diversă, pentru că o bibliotecă publică județeană este de caracter enciclopedic și atunci avem volume și documente de bibliotecă din toate domeniile cunoașterii. Preponderent literatură, dar nu am neglijat niciunul dintre celelalte domenii. Facem o investiție serioasă în ceea ce privește filiala pentru copii și fondul de carte de acolo este actualizat în permanență, dar am adăugat și alte elemente și vreau să vă spun că începând de anul acesta, din luna martie, am deschis pentru public ludoteca bibliotecii în filiala pentru copii. Este un spațiu în care vrem să ajungem la o grupă de vârstă pentru care serviciile noastre până acum poate au fost mai puțin bine puse în evidență, grupa de vârstă 0-7 ani. De aceea o ludotecă în care copiii să învețe de mici, că scopul este să învățăm prin joacă. Practic să recultivăm această dragoste pentru lectură și pentru ceea ce înseamnă carte. Și facem activități frumoase acolo. Colegele mele organizează foarte multe ateliere și cred că datorită lor și colecției noastre, această secție a bibliotecii, filiala pentru copii și în special ludoteca pe care am reamenajat-o frumos la sfârșitul anului trecut, va fi un spațiu tot mai căutat. Noi am încercat deja, colegele mele au stabilit întâlniri și parteneriate în școli și grădinițe din municipiu. Pe termen lung, scopul este că dacă noi învățăm copiii să vină la bibliotecă de cât de mai mici, o să-i avem utilizatori fideli și când vor fi adolescenți și când vor fi adulți și sperăm ca și la rândul lor să-și aducă copiii din nou la bibliotecă, pentru că, de ce nu, e un spațiu al tuturor, este cel mai frumos serviciu public care s-a inventat vreodată, să oferim acces la informații. Care te ajută să cunoști lumea, să-ți imaginezi lucruri, pentru că este o altă lume până la urmă. Este o altă lume care așteaptă să fie descoperită și ne străduim să avem ce să arătăm oamenilor că pot descoperi, de aceea ne îmbogățim colecțiile frecvent. Pentru că vorbeam despre această bibliotecă a pornit de la o donație, știu că în luna februarie sau chiar la începutul acestei luni ați primit o vizită și la fel v-au fost donate câteva volume. Aș vrea să-mi spuneți despre ce este vorba. De fapt să le spuneți celor care ne urmăresc despre ce este vorba. Da, am fost onorați la sfârșitul lunii februarie, în 28 februarie, să inaugurăm în Biblioteca Județeană Cristian Tel, raftul american, în prezența excelenței sale, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm. Colecția din raftul american cuprinde peste 250 de titluri și este diversă, literatură, clasici americani, scritori contemporani, literatură de specialitate, istorie, științe și carte care ajută la învățarea limbii engleze.
Proiectul Raftul American este un proiect cultural al ambasadei Statelor Unite ale Americii și am fost onorat să fim una dintre bibliotecile pe care le-au selectat pentru a primi această donație. Cunoașteți cum a avut loc această selecție sau pur și simplu a fost o întâmplare așa? Dar n-a fost o întâmplare. Sunt convinsă că n-a fost o întâmplare și că activitatea noastră ca bibliotecă județeană i-a îndreptat către, da, către noi. Acum chiar criteriile de selecție nu am de unde să le știu, dar nu suntem nici singura bibliotecă care a primit o astfel de donație, dar suntem printre primele care au primit donația aceasta și pe asta ne onorează. Ne-a diversificat colecția și așteptăm să împrumutăm cât mai mult din cartea primită și noi o să avem grijă să dezvoltăm în continuare fondul, că așa ne-am obișnuit. Dacă primim ceva, trebuie să arătăm că merităm și dezvoltăm. Vor urma, este și un schimb cultural care se face acum a început și sperăm în viitor la alte proiecte comune. N-aș putea să vă spun acum, dar oportunități pot fi și cred că în ultimii ani am arătat că Biblioteca Județeană știe să profite de oportunitățile de proiecte, de dezvoltare care se ivesc. Asta pentru că dorim să fim cât mai atractiv pentru publicul nostru. Ținta tuturor acestor proiecte este ca publicul care ne trece pragul să fie mulțumit, să căutăm să răspundem cât mai bine la nevoile acestuia și să-i fidelizăm. Cu siguranță reușiți, mai cu seama că aici au loc foarte multe evenimente și nu mă refer doar la cele în care sunteți strict implicați. Am văzut că vă oferiți susținerea și față de alte evenimente culturale care au loc sau, eu știu, oameni care vă solicită ajutorul pentru a-și desfășura, eu știu, aici o mică activitate sau... Sigur, mi se pare firesc pentru o bibliotecă publică să fie la dispoziția tuturor celor care au nevoie de acest spațiu. Din păcate nu e foarte generos, dar sala noastră de lectură cred că este cel mai cunoscut spațiu din comunitate. Și este un spațiu primitor, un spațiu călduros, dacă este. Mă bucur că ați observat. Da, ne-am străduit că asta vrem, să fim a treia casă pentru comunitatea noastră. Deci, odată oamenii se simt bine la ea acasă, la serviciu, la școală trebuie cred să interacționeze, dar la noi aici... decât la serviciu sau... Este o plăcere. Este o modalitate dorit și de a ne relaxa atunci când citim o carte. La serviciu știți cum e. La serviciu nu citim o carte, exact, că nu da. Pentru asta aș mergem. Aș vrea să vă întreb dacă există o evidență, eu știu, a cărților care există, în sensul, aș vrea să știu dacă există un anumit volum, nu știu, să spunem, cea mai veche carte din această bibliotecă. Sau pur și simplu toate sunt care au o istorie în spate și noi și vechi și... Acum noi avem, n-aș putea să vă spun... Sunt cărți oricum cu o vechime foarte mare, desigur, dar... Nu chiar atât de mare, da. Nu. Da, deci nu avem un fond de carte care... Foarte vechi. Da, asta vreau să vă spun. Și carte veche, dar nu carte veche în sensul de foarte veche, mai de sfârșit de secol... 18, început de 19 și ea se poate consulta la sala de lectură. Desigur, cărțile foarte vechi nu se împrumută sau care sunt în da. Unicat sau în câte știu eu dacă există. Din nefericire nu suntem da. Față de... Bănesc că mă întrebați acest lucru pentru că ați auzit și în alte părți. Nu exact. Suntem posesori unui fond special de carte veche, de patrimoniu. Și asta pentru că așa au stat colecțiile noastre. Însă, asta ține și de, eu da, știu, de trecutul nostru ca oraș, care pentru că nu este tot ce a venit ca moștenire pentru anumite biblioteci și atunci... Da. Da. Aș vrea să vă întreb, există o problemă în ceea ce privește sau cel puțin mai există mici probleme în ceea ce privește recuperarea unor cărți de la persoanele care vin, împrumută și uită să mai aducă.
Există această dificultate în a recupera volumele sau pur și simplu oamenii sunt conștienți? Mai uită oamenii, dar le reamintim. Le reamintiți. Da, le reamintim. Da, n-aș face o problemă din asta. Doar aș recomanda că ar fi bine să le aducă totuși atunci când trebuie. Pentru că regulamentul nu... Din acest motiv, și... da. Putem, avem înțelegere pentru micile abateri, dar nu foarte mare. Da. Am putea spune care este cel mai solicitat departament de aici, de la dumneavoastră? Da. Cel de literatură? Sau exact. Care secția de împrumut adulți, beletristică. Acolo avem și cea mai mare frecvență și colegii mei sunt dintre cei mai solicitați. După ei aș putea să vorbesc despre filiala pentru copii, iarăși un loc solicitat. Dar asta nu înseamnă că sala de lectură este mai puțin solicitată sau că secția de împrumut domenii nu are... Dar da, de frecvența cea mai de... mare se la în zona de împrumut adulți beletristică, pentru că se citește literatură, se citește multă literatură și străină. Și ca majoritatea persoanelor, cred că pe toți vor atunci când au în mână o carte să stea în pat, să se relaxeze. Mai sunt și cei care vin la sala de lectură, poate am văzut foarte mulți copii care fac naveta pentru a merge la școală și atunci în micul timp liber spațiu dintre ore preferă să vină aici să și citească. Mai preferă ceva. Am observat că vin sunt grupuri de tineri care lucrează împreună pentru diversele materii proiecte, școlare, proiecte ce au și asta îmi place foarte mult. Sala de lectură se umple de tineri care lucrează. Iată, încă o dovadă că, de fapt, se citește, se lucrează, lumea studiază. Știu că aveați la un moment dat și acele calculatoare puse la dispoziție pentru tineri. Mă gândesc că și pentru tinerii mai mulți care nu au această posibilitate acasă, care poate au, eu știu, o situație socială mai precară. Da, sau... este vorba de calculatoarele cu acces public la internet, pe care noi le-am obținut în urma proiectului Biblionet. Avem 4 centre, adică aici la sediul central, la filiala Victoria, la secția de artă din Casa Memorială Iosif Keber și la filiala pentru copii, sunt puse la dispoziția publicului computere. Și ele, da, nu se adresează doar tinerilor, se adresează tuturor persoanelor și sunt solicitate. Acum, dacă e să mă reîntorc la proiectul Biblionet, poate că în mediul rural, unde au ajuns prin acest proiect foarte multe, în multe comunități rurale au ajuns computere. Sunt mai solicitate. Da, dar nu, asta nu înseamnă că aici nu sunt solicitate. Și toți doritorii pot veni să acceseze gratuit. Da. Și internet, mă rog, și informația prin internet. Aș vrea să-mi spuneți ce proiecte mai aveți în perioada următoare și, mă rog, cei care, la care pot participa și târgujenii și gorjenii. Proiectele noastre le anunțăm de regulă pe în timp util. Da. Le anunțăm prin site-ul nostru www.bibliotel.ro și prin pagina de Facebook și următorul proiect pe care îl avem se leagă de ziua de 16 martie, când se împlinesc 60 de ani de la trecerea în neființa lui Constantin Brâncuș. O să începem pe 15 martie cu Teatrul Labirint, în colaborare cu colegiul din George Coșbuc din Motru. Și a doua zi avem pe 16 evenimente legate de un volum pe care vrem să-l scoatem cu ocazia aceasta, Stâlpii de lemn de la Casele de Lemn din Gorj. Deci invităm, este un volum al bibliotecii, să înțeleg. În colaborare cu Muzeul Județean Gorj și cu Școala Populară de Artă. Ne-am gândit că cel mai bine omagiem pe Brâncuș făcând acest album. Care ține de lemn până la urmă. Da, și de rădăcini, de... Brâncuș a descoperit sculptura.
Este o idee foarte interesantă. Aș vrea să-mi spuneți acum, pe final, cât puteți de scurt, cum a venit această idee și de ce tocmai acest subiect? După cum ați sesizat și dumneavoastră, pentru că era un moment în care trebuia... O să descoperim puțin și din istoria Gojului, presupun, prin aceste relatări din volumul respectiv. Este un album, nu sunt relatări. Album? Da, este un album și el ar trebui să ne trimită la origini, ca să spun așa. Da. Ar trebui să ne gândim că opera lui Brâncuș își trage seva de aici. Și este, ne-am gândit la stâlpi pentru că ei sunt... poartă în ei simboluri, simboluri pe care Brâncuș le-a dus mai departe în arta sa. Ea trece dincolo de ceea ce întâlnim pe meleagurile gorjene, însă originile de aici și da, practic formația lui Brâncuș a pornit de aici și mi s-a părut un moment potrivit să ne întoarcem și noi la rădăcini, ca să putem privi înainte și să ducem moștenirea aceasta mai departe. Cred că e bine din când în când să privim la ce ne-au lăsat urmașii noștri. Înaintașii noștri, mă scuzați. Nu-i problemă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați discutat cu noi, pentru că ne-ați împărtășit o mică parte din proiectele pe care le derulați. Am văzut că sunteți un om foarte implicat în activitatea pe care o desfășurați și pentru acest lucru cred că cu toții trebuie să vă mulțumim, pentru că este o muncă și în folosul nostru ca și comunitate. Eu vă mulțumesc și eu sunt un om implicat, dar mai implicați decât mine sunt colegii mei bibliotecari din Biblioteca Județeană Cristian Tel. Da. Bun, vă mulțumesc încă o dată și vă aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne accesați site-ul și vă invit și în această duminică de la ora 22 să accesați rubrica Cultura în imagini pentru a viziona această emisiune. Până data viitoare, toate cele bune!